Салут, приятен, Михай Степанов, кон видео nou. Deci, mulți din voi, posibil că sunt foarte bogați, că nu vor gratis să iei monete de 100 de dolari. De ce zic acest lucru? Pentru că când intru în contul, eu văd în timp de o zi doar 7 s-au înregistrat, când ca regulă sunt vreo 10-20 de ani. Pentru aceasta, ca să primim 1000 de monete, care o monetă costă 10 cenți, vor costa 100 de dolari după ICO. Trebuie de făcut doar 4 pași. Prima, de înscris la pagina lor Twitter, pentru care apăsăm aici și ne înscriem. Pasul 2, de unit la grupul lor Telegram. Pasul 3, de făcut înscriere la pagina lor Medium. Deci, dacă nu aveți înregistrare pagina Medium, deschideți această pagină, faceți cont, vă înregistrați, că nu e complicat aici. Apăsați pe registru. Dar ca să vă înscriți la pagina lor, treceți în coace. Super Bloom. Și apăsați pe Follow. Following. Asta e pagina lor. Ca să fie mai sigur, mai este un Super Bloom, dacă nu greșesc. Unde la fel se poate făcut înscrierea? Atât. Deci nu e nimic complicat. După ce ați făcut acest lucru, acesta e pasul 3. Pasul 3 trebuie de făcut înscriere în grupul lor pe Facebook. Atât. 4 pași. Nu e nimic complicat. 10 minute de lucru. Deci unde se mai poate de făcut în 10 minute 100 de dolari? Deci problema la mulți din voi, că voi vreți banii care sunt lucruri care le-ați făcut, automat îndată să vi se dea, dar în internet nu e așa de simplu. Deci de ce trebuie mai mult de lucrat, mai multe site-uri făcute în registrări, apoi cu timpul când sunt multe oferte îndeplinite din trânsele, multe se transformă în bani. Când v-ați oprit la un proiect care posibil că este nereușit, nu e corect de făcut concluzia despre toate proiectele. Deci trebuie concluzie măcar pe vreo 50 de proiecte de făcut. De pildă, a strâns 50 de monete, nu poate să fie toate 50 de monete să fie scam. În trânsle, hai 40% dacă fi scam, ca exemplu. Dar 20% o să fie monete reale. Și deci ceea ce e interesant, că cu monetele acestea, gratis, se poate făcut și o avere. Dacă, de pildă, aveți o tactică și răbdare. Deci eu, de pildă, sunt proiecte care numai din monete fac câteva mii de dolari. Deci, asta e real și sunt proiecte care și zeci de mii de dolari se poate făcut, dar asta unul din 100, dar când încerci toate proiectele, poți să dai și de acel proiect care e unul din 100. Nu o să fie așa că o să, din start, o să găsiți un proiect care o să vă dă zeci de mii de dolari. Pentru asta trebuie să aveți multă experiență și majoritatea din voi această experiență nu au. Deci e cea mai simplă metodă de a intra peste tot monetele, dacă ele au venit la voi în portofel, deja de acolo nu mai dispar.
pe urmă, când o să vedeți cum Bitcoin, măi, cine știa 9 ani în urmă că Bitcoin o să fie 10-20 de mii dolari. Să ai cum am vreo 10 Bitcoin, să cotiți asta cât face. 100 de mii dolari. Și atunci ați putea simplu de făcut vreo 5 ani în urmă pe calculator. Sunt multe cazuri când persoane cu mii de Bitcoin au aruncat calculatorul și pe urmă le părea rău că au aruncat calculatorul, era vechi și au uitat de dânsă. Și peste 5 ani când au aflat că Bitcoinul costa 10.000 de dolari, mulți au înțeles că o avere întreagă au aruncat. Deci asta e o metodă de a câștiga pe lungă durată. Deci, de atâta toate aceste monete le strânge ce le stau în portofel și pe urmă faceți cu ele ce vreți. Cel mai important lucru, voi nu-l faceți primul pas ca să primiți acest monet. Pe urmă, valoarea lor în timp se va afla care sunt scumpe, care nu sunt deloc valoroase. Deci, aici indicăm nume, prenume, e-mail-ul, după ce ați făcut acești trei pași, mai jos portofelul, cum ați făcut portofel Ethereum, căutați în internet video, îmi pare că și eu pe canal am făcut video, de unul s-a făcut video cum faci portofel Neo, și mai departe. Deci dacă doriți să câștigați în net, repetând ca papagalul să spună ceea ce fac eu, sunt sigur că veți câștiga. Asta nu înseamnă că ca și mine, dar ceva veți câștiga. Principal nu trebuie să vă opreți. Asta e cea mai mare problemă la mulți, că ei nu au încredere în propriile puteri. Bufăm aici și apăsăm pe submit. Unde avem acces la linkul nostru de referral, cu care dacă îi invităm, mai câștigăm niște monete în plus. De ce eu așa insist că pentru mine 100 de dolari deja e puțin. Eu mai vreau să mai fac încă 400 la cei 100. Deci pe proiectul acesta liber se poate făcut 500 de dolari. Aici 500, în altul 500, în altul 500 și așa se fac bani. Pentru asta îmi trebuiește, uitați, eu mai trebuie să mă calific deja la... O să am 10 oameni invitați, îmi primesc încă 100 de dolari. Am 20, 200. Și când ajung la 40 de invitați, 400 de dolari. Deci 100 de monete pentru invitat. Așa. Deci, după ce am intrat în interior, verificăm poșta obligatorie și activăm e-mail-ul. Dacă nu facem acest lucru, nu primim monetele. Și atât, adică nu e nimic complicat. Cine vrea 100 de dolari, ce spașă, cred că o să fac. Cine nu vrea, deja de mine nimic nu depinde. Ce puteam face, eu v-am informat în acest video. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.